Salutare vulpițelor și hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Live Topia. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că astăzi aproape că am reușit să îmi fac gagică, însă mai am nevoie de un ajutor, așadar am cumpărat un cățeluș care se numește Ben și o să vreau să vă fac cunoștință cu el. Întâi o să vorbesc puțin cu el pentru că vreau neapărat să mă ajute să cuceresc această gagică. Băi câine, fii atent aici, te rog să mă impresionezi frate pe mine întâi ca să pot să o impresionez pe gagică. Trebuie să mă ajut să nu dormi, frate. Doamne, ce câine am cumpărat și am dat o grămadă de bani pe el. Trezește-te, băi, câine. Of, stai așa. Cum adică să tac? Adică te-am cumpărat tocmai ca să impresionez o gagică și tu nu mă ajuți deloc? Serios, te uiți în revistă? Ben, trezește-te, frate. Taoleo, că nu vrea să mă ajute. Oh, nu, știu ce fac. O să îl sun ca să mă audă mai bine. Nu o să tac, ascultă-mă. Nu că îl sun. Îl sun acum și vreau să vorbesc cu el neapărat. Răspunde la telefon, Ben. Ben? Ți-am zis, frate, că vreau să cuceresc o gagică. Mă ajut și pe mine? Cum adică, te rog, ajută-mă, te rog. Trebuie să o impresionez pe gagica aceasta. Ai, măi, Ben, te rog, ești ultima mea scăpare. Ajută-mă, te rog, mă ajuți? Câine, mă ajuți? Nu râde de mine, cum adică râzi de mine? Ce crezi, că nu o să reușesc să-mi fac gagică? Mi-a închis telefonul, frate. Asta este, mă duc să vorbesc direct cu gagica pe care urmează să o cuceresc și poate că o să mă ajute. Bună, Foxy! Bună, Houdini! Am auzit că ai un cadou pentru mine. Da, vreau să-ți fac cunoștință cu Ben, care tot râde aici în spate și mă tot îngâne. Este un cățeluș foarte drăguț, să știi. Wow, ce tare! Vreau să-l cunosc. Da, păi fii atent aici. Îl sun ca să poți să întreb ceva, nu știu, poate dacă vrea să facă cunoștință cu tine, că văd că pe mine mă tot îngână. Ok, sigur. Hai să vedem. Răspunde la telefon, câine turbat ce ești. Răspunde! Ben? Vrei să fii cățelușul meu? Vrei să fii? Oh, nu, a închis telefonul. Câinele ăsta mă face de rușine. Nu repeta cu voce tare, câine! Scuze-mă, Foxy, acest cățeluș este puțin mai mai ciudat așa cu persoanele Foxy, noi. Acest cățeluș este puțin mai mai ciudat așa cu... Nu pot să cred, zice tot ca un papagal. Tu vrei să-mi dăruiești un câine sau un papagal? Foxy e câine, dar știi, până se obișnuiește cu persoanele noi puțin, știi, adică durează puțin. Dar știi, în gură, câine, Ben. Așa, gata, sforă-i acum, putem să vorbim noi până a dormit cățelușul. Dar nu-mi place Ben, vreau să-i pun al nume. Ce zici de... Pufoșenie? Stai așa să-l întrebăm, că nu pot să fac nimic fără acordul lui. Îl sun să-l întreb, ia să vedem. Ben? Auzi, tice, Ben, mă gândeam dacă ai vrea să-ți schimbi numele. Cu adică, vrei să ai un nume nou? Zi, vrei? Mi-a închis telefonul. Scuze, nu mi-a răspuns încă, dar stai că-l mai sun odată. Nu mai vorbi, nu mai zic cu voce tare. Aoleu, stai așa că sun iară. Ben? Zi, măi, câine, vrei să schimbi numele? Zic că da. Zi da. Nu. Cum adică nu? Spune și tu dacă nu o să mai vrea să fie gagica mea, te rog, spune da. Spune da, ca să audă și ea că vrei să schimbi numele. O să te numești Pufoșenie. Yes. Ok, gata. Uite, Foxy a zis că vrea să se numească Pufoșenie. Ce drăguț, Pufoșenie, mă iubești? Yes. Uite, te iubește. Ce drăguț, și eu te iubesc. Ți-am zis că e un cățeluș foarte drăguț. Pufoșenie.
Uite că râde, îi place să-i spui așa, pufoșenie, drăguță. Pufoșenie, vrei să te mângâi pe bătică? Da, îți place pufosul meu. Așa face el când e fericit. Eu zic să-i dăm de mâncare. Să-i dăm de mâncare? Da. Ți-e foame, pufoșenie? Nu. Nu-i foame, Foxy. Să-i dăm să bea. Ți-e sete, pufoșenie? Nu știu dacă e sete. Ce mai vrea să facă? O închis. O închis telefonul, aoleu. Nu știu ce cu câinele ăsta, deci de fiecare dată când încerc să vorbesc cu el, mă pune să-l sun, Foxy. Da, e un câine super deștept, dar îmi place de el. E pufoșenia mea, mulțumesc de cadou. Cu plăcere, ți-am zis eu. A, știam eu că o să reușesc să o cuceresc pe Foxy cu acest câine. Cum adică ne, nu mai tot vorbi acolo în spatele meu, că o să fugă Foxy când te aude. Foxy, te-ai apucat de dans? Da, vrem să mă mai joc puțin cu cățelul. Cu cățelușul, sigur că da. Stai așa că îl sunăm și îl întrebăm dacă vrea să se joace. Ben? Vrei să te joci cu mine? Da? Răspunde câine, vrei să te joci? Vrei să te joci cu mine? Foxy, nu cred că are chef de joacă. Care chef de joacă? Oh, nu, iar repetă ca papagalul iar după mine. Ca Eu cred că tu mi-ai luat papagal, nu câine. E un câine, dar ți-am zis, e puțin haios, nu? Adică mie mi se pare super amuzant. Să știu ce mâncare îi place. Ok, hai să-l întrebăm ce mâncare îi place. Oh, Ben, ridică receptorul și sper să nu mai închizi telefonul, te rog. Ben. Așa. Ben, îți plac cartofii prăjiți? Nu. Nu-ți plac cartofii prăjiți? Dar cartofii copți îți plac? Pizza? Îți place pizza? Nu-i place nici pizza. Nu. Nu-i place pizza. Tort de ciocolată, îți place? O închis telefonul când o auzi de ciocolată. Și iar repetă. Când o auzi de ciocolată. Iar repetă papagalul. Care crezi că e mâncarea lui preferată? Stai să-l întrebăm dacă are o mâncare preferată. Că sunt curios, adică are măcar vreo mâncare preferată? Ben? Ben, pardon, pufoșenie, ai vreo mâncare preferată? Ai sau n-ai? Yes. Are mâncare preferată. Ce poate să-i placă oare? Îți plac legumele? Nu-i plac legumele. Îți place ciocolata? Îți place ciocolata? Nici ciocolata nu-i place. Chipsurile îți plac? Îți plac chipsurile? Yes. Îi plac chipsurile. Cu sare sau cu sare? Yes. Cu sare plac. Cu paprică? Au râs când l-ai întrebat dacă îi plac cu paprică. Dar o să fii atent aici, Ben. Chipsurile sunt mâncarea ta preferată? Zi, sunt mâncarea ta... Mi-a închis telefonul. Holy moly. Sunt curioasă dacă e mâncarea lui. Sper că nu a auzit Foxy că am gândat-o-și pe ea. Ben, pufoșenie, pardon, tot uit. Chipsurile sunt mâncarea ta preferată? Yes. Da, sunt mâncarea lui preferată. Am reușit. Dacă o să fii cu minte, pufoșenie, o să îți cumpăr câte chipsuri vrei tu. Oh, îi place. Se bucură. Yes. Se bucură. Bine, super. Deci, mulpițelor și mulțumesc. Cam acesta a fost episodul. Aparent, Ben este destul de papagal, ca să zic așa. Adică repetă totul după mine. Excelent, frate, excelent. Da, Ben, repetă totul după mine, sigur. Excelent, frate, excelent, da, Ben, repetă totul după mine, sigur. Ok, super ciudat. Cam acesta a fost episodul, să nu uitați de like-ul acela blană și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Ok, super ciudat. Cam acesta a fost episodul, să nu uitați de like-ul acela blană și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade.